Sistemul solar este destul de ciudat. În ultimele decenii, oamenii de știință au descoperit și au confirmat existența peste 1000 de exoplanete. Planete care orbitează alte stele și care sunt foarte diferite una de cealaltă din orice punct de vedere. Iar toate aceste planete se află în diferite sisteme solare, care și ele diferă unul față de celălalt. Majoritatea sistemelor solare au planete mari ce orbitează steaua gazdă, la o distanță mai mică decât Mercurul orbitează Soarele. Spre exemplu, în 1995 a fost descoperită exoplaneta 51 pe Pegasi B, care are jumătate din masa lui Jupiter, dar este de 20 de ori mai aproape de propria stea decât Pământul este față de Soare. Existența acestor tipuri de exoplanete este destul de obișnuită în alte sisteme solare, dar având în vedere că în sistemul nostru solar nu există astfel de exoplanete, acestea ne par destul de ciudate. Deci, de ce cele mai mari planete din sistemul nostru solar sunt atât de departe de Soare? Ei bine, oamenii de știință nu au un răspuns concret la această întrebare, dar asta nu i-a oprit să vină cu diverse ipoteze. Iar una din aceste ipoteze se numește Jupiter cel Rătăcitor. Unii cosmologi cred că dacă sistemul nostru solar ar fi fost puțin mai tânăr, Soarele ar fi fost orbitat de planete precum Pământul, dar de dimensiuni mult mai mari. Dar acest lucru nu s-a întâmplat, deoarece când Jupiter s-a apropiat de Soare, câmpul gravitațional al acestuia a schimbat orbitele planetelor existente la începutul sistemului solar, făcându-le să se ciocnească una de cealaltă, iar multe rămășițe rămase în urma coliziunii au fost aruncate în Soare. Cu toate acestea, Jupiter a fost îndepărtat de Soare odată cu formarea planetei Saturn, iar resturile rămase care nu au ajuns în Soare s-au contopit și au format în cele din urmă planete stâncoase pe care le cunoaștem și astăzi, Mercur, Venus, Pământ și Marte. Cam acesta ar fi și răspunsul la întrebarea de ce planetele stâncoase există de mai puțin timp decât cele gazoase. Deci, în primul rând, dacă Jupiter n-ar fi existat, nici viața pe Pământ n-ar fi fost posibilă. Pământul nu s-ar fi format dacă Jupiter nu se apropia de Soare la un moment dat și să facă curățenie pentru planetele ce urmau să se formeze. În al doilea rând, Jupiter nu este responsabil doar pentru formarea Pământului. Acest gigant gazos este responsabil și pentru a proteja zilnic planeta pe care trăim cu toții. Doar în ultimul deceniu, Jupiter a fost lovit de cel puțin 5 comete. Pe ecran sunt imagini din 17 martie 2016, când Jupiter a fost lovit de un corp ceresc. Iar aceste impacturi sunt doar cele pe care le putem vedea. Unii oameni de știință spun că aceste ciocniri se întâmplă cam de 5 ori în fiecare lună. Deci dacă n-ar fi Jupiter cu forța sa gravitațională imensă care îndepărtează toate aceste obiecte din calea Pământului, micuța noastră planetă ar fi fost ținta tuturor corpurilor cerești, ce în acest moment ajung doar pe gigantul gazos. În concluzie, suntem norocoși că există Jupiter, această planetă ce servește ca scut pentru planeta pe care trăim noi, adică pentru Pământ. Mulțumesc pentru atenție! Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să vă abonați și să mă susțineți cu un like sau share la videoclipurile pe care le postez. De asemenea, dacă aveți idei de videoclipuri, lăsați comentarii cu acestea. Toate ideile bune sunt notate și urmează să fie pe rând subiectul unuia din videoclipurile viitoare. Numai bine, pe data viitoare!